Flanco a avut în primele 9 luni vânzări de 480 de milioane de lei, în urcare cu 10% față de aceeași perioadă din 2013, motoarele de creștere în acest an fiind segmentul telecom și televizoarele cu diagonală mare, dar și electrocasnicele mari și mici. Potrivit lui Dragoș Sârbu, directorul executiv al retailerului de electronice și electrocasnice, compania a avut în vedere un volum mai mare de vânzări în condiții sănătoase, de profitabilitate și de eficiență operațională. Pe o piață sensibilă la preț, promoțiile și discounturile pot contribui pe termen scurt la o creștere a cotei de piață, dar conduc la un comportament de consum care pe termen lung afectează dezvoltarea sănătoasă a business-ului, a mai declarat acesta. Românii vor cheltui în acest an 2,2 miliarde de lei pe bunuri de lux, cea mai mare parte a sumei fiind alocată pentru achizițiile de haine, pantofi și băuturi fine, potrivit datelor companiei de cercetare de piață Euromonitor. Piața luxului s-a menținut în echilibru în ultimii ani, însă urmează să-și reia ritmul rapid de creștere de dinainte de criză, odată cu revenirea consumului pe un trend ascendent. Estimările analiștilor arată că cei mai mulți bani, respectiv 779,1 milioane de lei, vor fi cheltuiți pe vinuri, șampanie și alte băuturi alcoolice de lux. 724,4 milioane de lei vor merge către haine și pantofi, 598 de milioane de lei sunt alocați pentru trabucuri și țigări, iar în jur de 200 de milioane de lei vor merge către accesorii de lux, instrumente de scris și papetărie, bijuterii și ceasuri. Operatorul hotelier Accor va deschide la începutul lunii noiembrie primul său hotel din București sub brandul Mercure. Unitatea este situată în centrul capitalei, în apropiere de Ateneul Român. Hotelul de 4 stele, Mercure Bucharest City Center, va avea 114 camere, dintre care 27 de camere privilej și un apartament. În plus, la primul etaj, hotelul are 3 săli de conferințe, precum și o parcare subterană cu 30 de locuri. Accor este cel mai mare operator de hoteluri la nivel mondial, având activități în 92 de țări și peste 3500 de hoteluri. În țara noastră, rețeaua operează 6 hoteluri cu 1221 de camere. Suedia, o țară unde 4 din 5 plăți sunt efectuate cu cardul, ar putea fi primul stat din lume care să renunțe definitiv la banii lichizi, potrivit Business Insider. În medie, fiecare suedez folosește de 260 de ori pe an sistemul de plată electronic supranumit Swish. Posibilitatea de a achita orice factură cu cardul a eliminat nevoia cetățenilor de a avea în permanență bani cash. Asociația Bancherilor din Suedia susține că acest trend a dus și la scăderea furturilor din bănci, în 2012 fiind înregistrate doar 5 astfel de cazuri în Suedia, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Știrile Business B1 la zi le puteți accesa și pe site-ul b1.ro la categoria Economic.